Salutare, aici este Oppo A98 5G, iar astăzi vreau să vă prezint review-ul meu al acestuia. În primul rând, în cutie avem încărcătorul de 67W și cablul aferent care să ducă 67W USB-A la USB de tip C. S-ar putea să fie și husă, dar nu sunt sigur pentru că ăsta nu e un telefon nou. Deci na, ce am găsit în cutie v-am arătat. Și mai avem și o folie de fabrică preaplicată pe ecran, da? Cred că se poate vedea. Acum, ăsta e telefonul. Într-adevăr, e arătos ca toate Oppo-urile. Îți cam fură ochii, nu neg acest lucru, da? Cam așa arată și pe ramă, avem și jack de căști, foarte bine, senzorul de amprentă care este în butonul power, în partea de sus avem un microfon și pe partea din stânga avem butoanele de volum și slotul pentru SIM, sau pentru SIM-uri, mai bine zis, da? Pentru că este dual SIM fizic, adică putem pune și aici și aici o cartelă, sau îi punem un card microSD și o cartelă, deci fie doar o cartelă și un card microSD, fie două SIM-uri, deci este un slot de ăla hibrid, dar oricum este bine primit. Pentru că din ce am observat, mai nou producătorii renunță la SIM-urile fizice. V-am zis, senzorul de amprente este în butonul power și deci ar trebui să fie destul de rapid și precis, exact cum mă așteptam. Deci n-am ce să mă plâng de acest senzor, decât că e posibil să-l atingi accidental, după cum mi-am mai zis și alții prin comentarii, dar și din experiența mea cu acești senzori. Acum, vă zic din start că pentru prețul lui, adică undeva la 1300-1500 de lei, avem un ecran jalnic, efectiv e varză versus orice alt telefon care se respectă din acest buget. Adică efectiv la banii ăștia poți să-ți iei un Samsung Galaxy A34 sau un Redmi Note 12 Pro 5G sau poate mai pui 200-300 de lei și-ți iei un Motorola Edge 40 Fusion. Telefonii ce au ecrane net superioare plus că ăsta are și ecran curbat, da? La 200-300 de lei diferență. Practic aici vorbim de un ecran LCD, mai exact unul IPS de 6,72 inch în diagonală, care este Full HD, dar măcar avem 120Hz rată de refresh. Voi a zice că e foarte bine că avem acești 120Hz, dar veți vedea că nu ne ajută cu absolut nimic acești 120Hz, cel puțin nu pe acest telefon. Luminositatea maximă merge până la 680 de niți, deci în modul auto, afară în lumină puternică, ceea ce nu este chiar suficient. Acum, totuși, având în vedere că este un IPS, este altfel construit și te poți descurca chiar și cu 680 de niți în soare puternic să dai un telefon sau un mesaj așa rapid, ceva mai urgent. Dar clar, este mult sub cei 1300 de niți cât poate acest Motorola Edge 40 Neo. Deci am clarificat un ecran slab la banii plătiți, specific unui telefon de, nu știu, 6-800 de lei pe acolo maxim. Motorașul de vibrații nu-i rău, este chiar ok, cel puțin la banii ăștia. Într-adevăr, se poate mai bine chiar și la banii ăștia, dar nu-i rău. Își face bine treaba, nu este un motoraj de vibrații de la ieftin. Măcar atât. Difuzoarele sunt stereo, deci difuzorul de jos este completat de cel de apeluri atunci când ascultați muzică, de exemplu, și nu pot să zic că se aud rău. Mi se pare că se aud ok, chiar foarte bine, dar când ai volumul la maxim și ai o piesă mai cu bas, în momentul când vine basul, efectiv când vine toba aia mare, pare cumva că își scade din volum, na, e ciudat. Deci avem difuzoare bune, să zicem specifice bugetului, nu sunt mai prejos de acest buget. Cu ce vă fură cumva acest telefon ar fi stocarea multă, 256GB stocare, dar și 8GB RAM, da? Cam cu asta vă fură și este doar de marketing. Efectiv, un tera de SSD pentru noi muritorii de rând costă undeva la 200 de lei plus minus de SSD de ăla rapid pe M2, dacă vrei să spui în laptop sau un calculator. Deci 256GB pentru un producător de telefoane care cumpără angro, nu știu dacă îl costă mai mult de 50 de lei, adică să zicem vreo 25 de lei 128 și 50 de lei 256. Deci clar, chestia asta e pusă aici efectiv doar de marketing și cred că am exagerat când am zis 50 de lei pentru stocare, cel mai probabil vreo 10 lei. Dacă ai idee, da? Nu vă lăsați păcăliți de această stocare pentru că oricum nu o veți folosi, că n-aveți la ce pe acest telefon. De ce? Păi în primul rând, performanța nu-i wow. Adică da, scorul din Geekbench 6 e unul bun. Nu poți să te plângi, ai zice că e cumva specific bugetului, dar este vorba doar de un procesor Snapdragon 695 5G care este foarte bine optimizat și scoate niște scoruri chiar ok, cel puțin în Geekbench 6. Acum, prin sistem se mișcă decent, nu pot să mă plâng din acest punct de vedere, da? Clar, prin sistem
se va descurca chiar bine, însă na, când vine vorba de GPU, ăsta este scorul din 3D Mark, e slăbuț, da? Versus motorul ăla Edge 30 Neo, e cam la jumate scorul. Tot cam atât scoate și un Samsung Galaxy A34 și acel Redmi Note 12 Pro 5G, deci cam ăsta e media bugetului când vine vorba de performanță. Aici este vorba de un telefon, sau cel puțin de performanță unui telefon, de sub 1000 de lei. Ba chiar a zice undeva la 800 de lei plus minus, cam acolo ar trebui să se încadreze acest procesor din acest telefon, da? N-ar trebui să fie la același preț sau aproape la același preț cu motorul Edge 40 Neo din acest punct de vedere. Adică până acum avem două minusuri, procesorul și ecranul, da? Ceea ce nu-i bine. Clar, n-am început bine acest review și o să vedem cum se comportă și în jocuri. Acum, până intră pe PUBG, o să vă zic că după vreo 10-15 minute de gaming, performanța acestuia scade drastic, efectiv ai lag de nu poți să te joci. Merge în 10-15 FPS-uri, ceva de genul. Dacă nu mă credeți, cumpărați-vă telefonul și testați. O să vedeți când ajungem la autonomie, că m-am jucat destul de mult pe acest telefon și clar n-am rămas surprins, sau mă rog, n-am rămas plăcut surprins, pentru că surprins am rămas de cum se comportă acest telefon în gaming. Pentru că la modul teoretic avem smooth cu ultra FPS, a zice că e decent, din nou specific unui telefon de vreo 600 de lei, 600 de lei. Dar v-am zis, degeaba am ultra FPS dacă mie îmi scade poate la medium, adică merge cu 20 de FPS-uri, n-are nicio treabă, adică nu își scade el setările, tot pe ultra rămâne, dar telefonul nu mai merge la 40-45 de FPS-uri. Balansat merge tot cu Ultra, HD avem cu High FPS și HDR nu merge. Deci e un telefon groaznic când vine vorba de gaming. Chiar și un Motorola G13 îl întrece când vine vorba de gaming. Dacă nu mă înșel, chiar și Realme C30, telefon de 400 de lei, e mai bun decât ăsta când vine vorba de gaming. V-am zis, nu mă credeți, cumpărați-vi-l, testați-l și o să vedeți că merge groaznic. Acum, evident, v-am zis, până intră cumva în throttling sau habar n-am de ce scade performanța, pentru că nu l-am simțit neapărat prea fierbinte, merge ok, dar după ce scade performanța, nu mai e jucabil efectiv, n-ai ce să ți mai joci pe acest telefon. Deci până acum avem două lucruri contramajore, adică performanță slabă, foarte slabă la banii plătiți și din nou ecran slab la banii plătiți. Poate el salvează camerele, ce să zic, hai să vedem. Din nou, pozele sunt specifice unui telefon de vreo 800 de lei tot pe acolo și deja am putea spune că telefonul ăsta merită undeva la 800 de lei plus minus. Nu mă dă pe spate absolut deloc, nici pe camera selfie. Hai că totuși camera selfie nu-i rea, când lumina e bună, chiar nu-i rea camera selfie. Când bate soarele, însă na, nu prea mai avem mare lucru, mare detaliu, dar chiar și la motorul aici 40 Neo e tot așa, dacă îmi bate soarele direct pe senzor. Când lumina e de interior, totuși nivel de detaliu avem. Depinde, deci depinde foarte mult ce cadre vei face, chiar și la 6x zoom avem încă detaliu. Pe portret văd că decupează chiar bine fundalul, chiar și aici între degete și cutie și-a dat seama că e de fapt fundal, ceea ce e foarte, foarte bine. Asta e și camera principală pe partea video, 1080p duce și pe camera principală și pe camera selfie. E din nou specific unui telefon mai ieftin. E diferență față de Motorola Edge 40 Neo? Da, clar, doar că nu în bine, în mai rău. Puteți să mergeți să vedeți și review-ul acela ca să vă lămuriți, da? Deci v-am zis, specific unui telefon de vreo 800 de lei plus minus, tot acolo ajungem. Camera selfie pe partea video, nu e rea, aici nu stă rău, deci aparent camera selfie își face bine treaba pe acest telefon. Camera selfie, îndrăznesc să spun că este la media bugetului, da? Chiar este la media bugetului. Cam așa vei scoate pozele și filmările cu camera selfie, cam pe orice telefon din acest buget. Cel salvează totuși și unde este mai bun decât Motorola Edge 40 Neo este la autonomie. Am aceeași utilizare, poate vreo 10 minute în minus astăzi, da, dar am aceeași utilizare, undeva la 7 ore plus minus de ecran pornit, o utilizare destul de intensă după cum puteți să vedeți și voi și mai am 17% baterie în condițiile în care pe Motorola Edge 40 Neo mai aveam undeva la 6% dacă nu mă înșel. Deci clar, este mai bine. Însă, mare atenție, ce am observat în timpul meciului de PUBG, deci în timpul jocului, ăsta se descarcă la fel de repede, dacă nu chiar mai repede, decât Motorola Edge 40 Neo, pentru că se chinuie mai mult, da? Ce să zic, dacă n-aș fi știut prețul și m-aș fi uitat doar la rezultatele ce le-a scos, atât în sintetice, cât și în viața reală, pe partea de performanță sau cadrele ce le-a scos, deci efectiv, dacă m-aș fi uitat la specificații și la rezultatele lui din viața reală, din toate punctele de vedere, aș fi zis, bă, ăsta e un telefon de vreo 800 de lei, acolo, da? Dar din păcate este mult mai scump
și clar nu pot să vi-l recomand. Ăsta nu am cum să vi-l recomand. De exemplu, Oppo A77 5G era la vreo 600 de lei plus minus acum vreo o lună, două, ceva de genul, o lună, două, trei, și în mare e cam același telefon. Efectiv, e aproape același telefon, doar că ăla are 64 GB stocare, nu 256. Pentru ce au pus 256, v-am zis, doar de marketing. Nu o să faci o grămadă de poze cu acest telefon, nici filmări, pentru că nu sunt bune. Adică e ok pentru un concediu, ceva de genul, dar nu e un telefon bun. La fel, nu îți vei instala foarte multe jocuri, pentru că nu e ok la gaming. Nu e un telefon bun la gaming. Pentru ce-l văd eu bun, poate dacă ți-l cumperi pe post de navigație, să zic. Ați văzut, bateria ține destul de bine. Mai avem și ecranul care nu-i foarte luminos, care ar putea să te ajute, dar și să te încurce. Te ajută în sensul că îi ține mai mult bateria, dar te încurcă dacă îți bate soarele, dar nu prea mai vezi pe el. Cam asta e toată utilitatea ce o văd eu acestui telefon versus competiția. Dacă ți-l cumperi pentru navigație, ok, dacă nu, ia-ți orice alt telefon. Efectiv, orice alt telefon. E probabil unul dintre cele mai slabe telefoane raport calitate-preț testate de mine pe acest canal, dar și văzute de mine, pentru că nu tuturor telefonelor ce eu le testez fizic la serviciule și fac review, evident. Efectiv, nu aș putea să fac acest lucru. Dar nu mai am ce să zic. Sunt dezamăgit de acest telefon, sau mai ales de prețul acestui telefon. Hai, până la urmă vreau și părerea voastră acolo jos în comentarii. Merită sau nu cumpărat acest telefon? A fost eu prea dur cu el? Că e posibil și acest lucru. Evident, nu uitați de like, share și abonare dacă v-a plăcut acest clip. Puteți să vă și alăturați acestui canal tot acolo mai jos dacă vreți să mă ajutați în mod direct. Iar eu vă doresc numai bine.